Începând de astăzi, 19 iulie, ora 14 până marți la ora 10, județul nostru se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată și ploi abundente. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale și descărcări electrice, iar pe alocuri vijelii și grindină. În intervalele scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 35-50 de litri pe metru pătrat. Iar începând de marți, ora 10, zona de munte a județului se va afla sub incidența atenționării meteorologice, cod galben ce vizează instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă până miercuri. Până mâine la ora 10, județul nostru se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată și ploi abundente. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Facem apel la cetățeni să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor fluviale. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, în cursul zilei de astăzi rămâne în vigoare atenționarea meteorologică cod galben ce vizează val de căldură, disconfort termic accentuat și caniculă, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte.